Sincer vorbind, mie mi-a devenit clară evoluția evenimentelor de mai departe din ziua de sâmbătă, 17 octombrie, atunci când am refuzat să-i răspund la telefon domnului Plahotniuc. M-a sunat de două ori, n-am răspuns, l-am rugat pe domnul Candu să-i transmită, să nu mai telefoneze, din cauza că pentru mine e o persoană privată, care și-a declarat plecarea din partid, nu este nici prim vicepreședinte, nu este nici membru de partid, de aceea prefer să discut cu persoanele oficiale ale partidului, domnul președinte Lupu, domnul președinte a Parlamentului Candu și alți oficiali ai partidului.